Haideți să păstrăm liniște. Vi-a se ruga pentru cei doi. Vreau să vă prezint că cei doi au urmat principiile Bibliei, dar nu numai, și principiile Bisericii. Avem aici certificatul de căsătorie care s-a încheiat pe data de 3 iunie, aici în Leeds. Și totodată avem certificatul medico-legal care s-a întocmit în data de 18 a 5-a 2017 la Galați. Dumnezeu să binecuvânteze cele două familii. Am găsit să pastria să liniștea pentru urmire în momentul foarte important. Fratele nostru Vasile Căpitanu se va ruga pentru cei doi tineri. Ei vor încenunchea înaintea lui Dumnezeu și înaintea Bisericii. Și repet, am vrea ca toți să stăm în rugăciune și toți să nu mai facem o mișcare, să ieșim afară. Este momentul cel mai important din viața celor doi care cu toți stăm în rugăciune împreună cu fratele Vasile ca binecuvântarea lui Dumnezeu să îi însoțească și să fie peste ei. Amin. Ne-am apropiat de momentul cel mai emoțional, așteptat. Momentul în care se va depune jurământul, am o rugăminte la biserică, în momentul jurământului și în momentul rugăciunii, rog frații de la ordine să nu mai dăm accesul de a ieși din biserică. Este un moment de respect să-i binecuvântați și voi pe copiii care vin la altar. Înainte de jurământul vostru, pentru a avea un mariaj fericit și binecuvântat, este un moment în care spune Biblia că căsătoria este o taină, un mister. Misterul este dezvăluit acum. Este declarația personală de dragoste, a ta Marius, a ta Sephora, a ta pentru soția ta, a ta pentru soțul tău. Așa că te întreb, Marius, înaintea tuturora, înaintea bisericii, dacă din dragoste și nesilit de mine, vii prin căsătorie, ca Sephora să-ți fie soție. Da. Marius, aș vrea să te întreb până când ești decis în acest legământ să ai. Viața înseamnă multe perioade și etape. Momente de binecuvântare și momente de lipsă. Momente de sănătate și momente de mai puțină sănătate. Până când ești hotărât să rămâi credincios și să o iubești pe soția ta, pe Sephora. Toată viața. A treia întrebare este înaintea Domnului la altar, în momentul fericirii tale, în momentul în care tu ești fericit, aș vrea să te întreb înaintea Domnului, alături de soția ta, dacă ești hotărât să păstrezi valorile biblice, și să fie o familie modelă înaintea Domnului. Da. Ai devenit deja proroc ca, da, în sfârșit, o familie plăcută. Pentru Sephora, Sephora, educația ta, creșterea ta, știu că fetele totdeauna sunt mai emoționale. Este un moment special pentru tine. Dumnezeu ți-a dat harul să fii fericită. Aș vrea să te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului, înaintea Bisericii, dacă din dragoste și nesilită de nimeni, îl iei în căsătorie pe Marius ca să-ți fie soț. Aș vrea să te întreb înaintea lui Dumnezeu jurământul sacru al căsătoriei. În viață există binecuvântări și lipsă. Fericire și mai puțină fericire. Momente grele și momente plăcute. Până când ești decis să iubești pe Marius, să fii dedicată, să te păstrezi demnitate pentru soțul tău. Până când? Toată viața. Întrebarea este pentru
bine. Mariajul tău să fie fericit. Trebuie să fie o soție supus. Trebuie să ai încredere că el are putere să te poate conduce. Să oferă conducerea aceasta. Ești de acord cu principiul biblic să fie o soție supusă și o adresare cu bine? Da. Dumnezeu zice să vă binecuvinteze. Este un moment în care am pus întrebări. Ați făcut declarații de dragoste în mod public. Și vreau în mod public să ne rugăm pentru voi. Vă rog cu multă dragoste să îngenunchiați la altar înaintea Domnului. Am o rugăminte. Înainte de a mă ruga, împreună cu frații slujitori. Rostiți binecuvântarea. Rugați-vă și voi pentru ei. Hai să avem o rugăciune în comun. Ești o mamă, ești un tată, ești un creștin. Spune Biblia, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, adică să binecuvântați. Dați-i binecuvântarea și apoi continuăm cu rugăciune. Dacă biserica ne rugăm pe prieteni.
Haideți să aplaudăm cea mai tânără familie din Biserica Ritz. Dumnezeu ce să binecuvinteze familia Bulgaru, pe Marius și pe Sefora. Haideți să aplaudăm pe Dumnezeu cu toată inima Domnului să vă binecuvinteze. Amin. Vreau să mai rămânem în picioare pentru câteva momente. Îl invit aici pe fratele cine, pe fratele meu Sergiu. Dumnezeu să fie binecuvânteze. Ei doi sunt și de o vârstă. Să vii să fie bună. Amin. Mă duc cu foarte. Am așteptat pe această zi frumoasă. M-am cuidat, am postit pe această zi. Și Domnul este părăsit și a fost o zi. Mulțumim biserici. Mulțumim frații slujitori care ne-au soțit și sunt cu noi. Domnul să vă primim. Sunt victime la ora 6 pe sala. Sunt unul de invitație a propos pe acest un gloaț a fost. Este un greu de la profesor. În așa nouă. LS9 7 TZ. O Domnul Iisus te binecuvinte, la ora 6 a jucat. O Domnul Iisus te binecuvinte, Domnul. Am avut o mulțumire de aniversare pentru că este alături de voastră. Ai însemnat mare bucurie că este seama plecă și însemnat de mine mai miluință. Ai urmat de mulțumire bună de ai făcut alături de noi până la sfârșit. O Domnul Iisus te binecuvinte, Domnul. Amin. Ajungerea solului lui Ian. O Domnul Iisus.